Deci suntem la expoziția. Doamne, Elena Stoinescu. Da. Și aici observăm rădăcinile ei, rădăcinile de familie. Avem aici două relicvarii, două suprafețe care reprezintă bucăți de materiale puse în valoare prin viziunea artistică a autoarei. Este vorba mai explicit de acea cipcă țărănească cu regionalismul nostru specific. Avem bucăți cu crucea Sfântului Andrei, alte cruci de pe interior, din interiorul unei biserici luate de pe acea țesătură de pe un anvon din biserică veche. Avem aici materiale care arată în fosta îmbrăcăminte ardelenească, indiferent cărei etnie aparținea, e vorba de îmbrăcămintea bărbătească, iar dincolo avem un ecou cu îmbrăcămintea femeiască, sigur că în viziunea artistică a autoarei. Bun, haideți să mergem. Rădăcinile, avem ecoul rădăcinilor din poză la acest carpor. Rădăcinile reprezintă, în fapt, istoria scurtă a vieții de 70 de ani pe care o are. În fapt, este o comemorare a artistei și aici ne arată o spicuire din creația ei dintr-o viață de om. Avem pe lângă aceste relicvarii care încă persistă și o să le vedeți aici în partea dreaptă, fiind vorba de un țol țărănesc, de goblenuri, iarăși de o bucată tradițională din cipca țărănească care tot... Care este? Arătați-ne-o. Aceasta din mijloc de aici. Aha. este pusă în valoare din ce cauză? Reprezintă autenticitatea. Este o lucrare care are în istorie cu ei peste 300 de ani, văzându-se acest lucru chiar după culoarea care o are. Fie că este vorba de goblenuri sau altă țesătură de la în jurul anilor 1900 de acolo, aici avem un fuior, se numește, dar în fapt ne demonstrează tradiția din arta românească, fuiorul, acea păpușă care se făcea atunci când se melița fuiorul, este în partea de sus, se observă mai bine, acea păpușă, da? Fiecare etnie își făcea acea păpușă ca să poată melița cânepa respectivă. Sigur că vedem și rogojina, sunt niște tradiții care se uită. Civilizația merge înainte, galopează și aceste lucruri tradiționale încep să dispară. Ea n-a făcut decât să evoce acest sentiment al tradiției pe care începem să o uităm și civilizația asta determină viziunea asupra unor grădini suspendate, fie că este vorba de o arcadă, aici un desen în care vedem modul de a privi într-o lume a artistei. Aici ce avem? Aici avem un cort, este simbolicul cort care aparține nu numai tradiției românești, dar cortul este o tradiție aproape universală. Aici avem ecouri a unei creații care se numește Înălțare și pornind de la o mănăstire, detalii care încearcă să evoce broderia și creația meșterilor anonim
Priviți acolo acel portal, acea poartă care are o broderie pe lângă care trecem cu nepăsare. Toate acestea împreună cu serafinii de dincolo, iarăși cu broderii sau interioare de biserici, așa sunt în fapt ecourile care a determinat actul de creație în sine. Această înălțare care există în cultura creștină specifică, fie ortodoxismului, fie greco-catolicilor, fie catolicilor. Aici nu mi-a spus. Deci înălțarea. Aha. Înălțarea. Asta este în actul creației determinat de ecourile din jur. Deci toate acele mici detalii care le-ați văzut în jur a determinat creația. Cum am specificat, serafimii sunt acolo sus. Bun, Deus... hai să mergem mai departe puțin. Bun. Așa. Aici avem niște obiecte, iar... Da, spune. Iar cum se observă, ce a determinat-o este chiar o poezie, un fragment, de fapt, din ea, a determinat actul de creație. Aici observați praforul, care în regionalismul nostru specific, noi spunem prapore, dar da. În dex este prapor. Ce simbolizează praforul? Este în cultul ortodox, împreună cu icoana, la diferite manifestări creștine, simbolizează sărbătoarea în sine. Și au, în general, o iconiță pictată. Da. În mijloc, și pe o parte, și pe cealaltă. Aici avem un disc solar. Acest disc solar, sigur că în viziunea artistică a creatoarei, care încearcă să explice necazurile care apar și întunecă uneori soarele spiritual a fiecăruia dintre noi. Este firesc să îi acordăm încredere chiar și atunci când vedem un disc solar, adică un soare oglindit fie în apă, la răsărit sau la apus de soare, în care artista cu mijloacele specifice tapiseriei a încercat și chiar a reușit să arate unduirile de apă. Soarele cum se unduiește, apa cum se mișcă datorită adierilor de vânt. Și aici avem ecou care a demonstrat creația. Fie că avem un diptic sau un triptic, iată ce a determinat-o. Sunt versurile care a determinat-o să facă aceste lucrări. Și cum zice artista că ea este de pe Mureș în jos, adică de la Nărtlac, de acolo își trage rădăcinile, aluziunile care le găsim uneori în limbile de nisip pe malul Mureșului, a determinat-o să convingească în opera ei acel nisip, sigur că interpretând și cu o sensibilitate deosebită, reușind chiar să facă aceste aluziuni. Aici avem o încolțire foarte clară, care
poate să fie un, aici galopăm cu mintea la fel ca atunci când ascultăm o partitură simfonică și nu avem cuvinte. Deci cuvintele sau frazele vin de la sine. Această pădure, pădurea care o vedeți în față, această pădure, arată un ciclu al vieții foarte clar. Avem copacul cu scorbura în mijloc care piere, iar în față avem lăstărișul care determină, în fapt, perpetuarea vieții în pădure, în natură. Ecourile care a determinat creația în sine, aici avem o trecere a timpului, dacă vreți. Scurgerea timpului prin clepsidră, clepsidra văzută prin ochiul artistului, prin ochiul creatorului, cu specific decorativ, mijloacele pentru a realiza o clepsidră în acest mod, aparține artei decorative. Acest triptic este o continuare a triptichului din cealaltă parte a expoziției, care determină, în fapt, evoluția spirituală a Creatoarei spre noi cum. Aici avem o instalație. Această instalație nu face decât să demonstreze evoluția spirituală a individului, iar această evoluție spirituală, ca o tradiție românească, o găsim pe bisericile din Moldova și mai specific o găsim chiar pe Voronezh. Scala aceasta a cunoașterii poate să fie abordată și din alte puncte de vedere. Este, poate să fie o scară a cunoașterii. În fapt, această instalație demonstrează evoluția individului în percepție culturală, spirituală, evantaiul problemelor, multitudinea lor, nu este întâmplătoare și poate să fie foarte divers. Cu cât știm mai mult, cu atât știm mai puțin. Ecourile care au determinat creația le observăm în jur. Acest zbor, unde avem un grup de patru lucrări, observăm de la detaliu de aripi de fluture până la fluturile în zbor. Fluture în zbor. Și pentru că suntem legați de spațiu, de timp, de loc, de economic. Aici avem un duh al pământului. Fiecare avem un loc de unde ne tragem, fiecare avem niște rădăcini, iar acel pământ, acel loc, înseamnă, în fapt, un ecou în sufletul nostru și chiar un duh din punctul ei de vedere. Și în spatele dumneavoastră, lucrarea, ce simbolizează? În spatele meu, aici, avem o compoziție în care
avem elemente din tradiția românească, de la rogojini, de la o sforă pe care o uităm și începem să împrumutăm plasticuri și alte materiale, dar, în fapt, totul este tradiție. Aceste lucruri încep să dispară și tradiția nu trebuie să dispară, ci trebuie să fie ancorată în continuare în cultura românească și chiar universală. Tradiția individuală a unei etnii sau a unui popor nu face decât să întregească arta universală. Iar aici? Stai să-mi. Da! Aici, dacă privitorul observă portretul sugestiv din mijloc, îl găsim în icoana pe sticlă românească sau, dacă vreți, trecem oceanul și descoperim figuri asemănătoare chiar în arta japoneză. Modul miauș românesc... Aseamănă cu o geisha. Da. Modul miauș românesc de a desena a omului simplu îl vedem și în pictura românească pe sticlă, dar îl vedem și în arta japoneză uneori, la o geisha. Înseamnă că avem ceva în comun și cu japonezii. Păi arta este universală și când o să ne dăm seama de acest lucru, cu atât mai mult o să ținem de tradiția noastră. De asemenea, găsim ecouri ale creștinării spațiului românesc, fie că este vorba de crucea Sfântului Andrei, care o descoperim. Această creștinare nu are o legătură neapărat cu o confesiune sau cu să zic, catolici, ortodoxi. Nu, noi suntem creștini și creștinii respectă într-un fel sau altul pe Sfântul Andrei. Domnul Popa, un rezumat al întregii expoziții, dacă puteți să ne faceți cam într-un minut, ce ne spune? O secțiune transversală într-un act de creație a unui artist care a ajuns la venerabila vârstă de 70 de ani. Cam asta ar fi. Încă o chestie să ne mai spuneți, că mai avem un minut, haideți după mine puțin, că aș dori să vă întreb. Da. Avem aici din nou o poezie. Da. De Nichifor Crainic. Da. Așa, înseamnă că poezia asta a fost dedicată acestor, din punctul ei de vedere, a determinat actul de creație a arborilor pe care îi observăm în față. Care sunt probabil cei mai reușiți din întreaga expoziție. Se observă rădăcinile, se observă modul de a gândi creativ, fără a fi hermetic, demonstrează înalta calitate artistică, lăsând la o parte ideea unei arte comerciale. Vă mulțumim, domnul Popa, și ne mai venim pe la dumneavoastră pentru explicații. Oricând este posibil, voi onora.